Statul ar fi trebuit să fie prezent în problemele cu care sistemul sanitar se confruntă, a declarat managerul Spitalului Județean de Urgență Călăraș, Bogdan Mihai. Potrivit acestuia, spitalele se prăbușesc financiar. Trăim o perioadă foarte turbulentă. În acest moment, statul ar fi trebuit să fie foarte prezent în tot ceea ce înseamnă problemele cu care noi ne confruntăm. Din păcate, implicarea guvernamentală, cel puțin în domeniul sănătății, este cea pe care dumneavoastră puteți vedea, numărând cazuri de decese fiecare zi. Pot să vă spun că la momentul ăsta, fără să fim într-o zonă dramatică, spitalele se prăbușesc. Dacă nu explodează, se prăbușesc financiar. Statul, în plină pandemie, în loc să gândească un mecanism de suport, atât financiar, cât și logistic, pentru tot ceea ce înseamnă infrastructura de sănătate, statul este un actor care ne lasă să ne descurcăm cum putem. Noi, împreună cu autoritățile locale, Consiliul Județean, care la rândul lui este pus într-o dificultate majoră, știți mai mult ca mine, probabil, bugetele la ce nivel se situează, și nu putem asigura finanțarea pe tot ceea ce înseamnă nevoile adecvate unei pandemii. Nu facem decât să gestionăm cu puținele resurse pe care le avem să gestionăm pandemia și în același timp să încercăm totuși să și creștem standardul de calitate. E un paradox. Cu mult mai puțin bani, gestionăm un eveniment neprevăzut și schimbăm și imaginea spitalului. Asta se întâmplă la Călăraș. De ce? Răspunsurile, în mod sigur, sunt la cei oameni pe care i-am și amintit la un moment dat într-o postare, care la un moment dat privesc pasiv și doar de pe margini, când ei ar trebui să fie umăr la umăr cu noi, cei care ne gândim în fiecare să găsim soluții. Pe lângă soluții medicale, sursul și orice acum, trebuie să căutăm și soluții financiare. Cam atât este sprijinul pe care noi îl așteptăm de la de zona guvernamentală. Care e situația la momentul de față în spital? La ce capacitate funcționează? Noi am presat de la 112 paturi conectate la oxigen, fie el oxigen fix 75 de paturi, fie cu oxigen mobil, la 145. Dar sunt zone, sunt zile în care avem solicitări de internare peste această capacitate. Zilele trecute a fost o discuție, chiar ieri a fost o discuție împreună cu domnul președinte Iliuță și cu ceilalți și o parte de membrii Comitetului Situațiilor de Urgență, în care să analizăm la nivel de județ și municipiu o posibilitate de relocare în alte unități medicale. Vizat a fost spitalul principal, spitalul TBC. Așteptăm în perioada următoare o decizie cât mai rapidă la instituției prefectului ca să poată să ne ajute prin preluarea unor cazuri ușoare. Dar totul, v-am spus, totul se rezumă în bani. Nu aveți idee ce înseamnă costurile în care Spitalul Județean de Urgență supraviețuiește așa cum vedeți dumneavoastră în fiecare zi. Nici nu aveți de unde să știți. Dumneavoastră veniți la UCU, vă prezentați și avem cu toții pretenția să fim tratați într-un anumit fel. Să avem de toate, să avem plasturi, să avem orice. Din păcate, asta se asigură cu bani. Dacă ți-ai luat banii, ce ați investit, domnule Neneș? Care sunt proiectele? Sau datorile? Deci, părerea mea că ar trebui să investim la un moment dat doar în ceva care să ne asigure trecerea cât mai lină peste această pandemie. Proiectele începute, președintele Iliuță, le-ați văzut, încep să prindă din ce în ce mai multe, vedeți, mai multe zone. Adică nu e un proiect singular, dar nu despre asta discutăm. Nu e o zonă în care să discutăm despre un proiect. Sau vă mergeți în curte și vedeți construcția începută împreună de colegul meu, Edi Grama, și de președinte, o să-l vedeți, să deja se ridică, nu mai e o poveste, se ridică un nou corp de spitale. Restul e o poveste. Să discutăm despre altceva, ce am vrea să facem. Nu. Sunt multe lucruri care deja sunt începute și avem și altele la care ne gândim, dar nu despre asta e discuția acum. Acum trebuie să trecem peste această pandemie. Nu vreți să știți în fiecare zi câte zeci de telefoane primim toți despre rute, persoane ale unor oameni disperați. Vin 3000 de kilometri și vor să vadă că noi, ca sistem de sănătate, putem să le dăm oamenilor o speranță.
Din păcate, v-am spus, totul se rezumă în final la bani. Deci asta ne spune să-ți mori pe zi, medie la spital, pe zi. Există o medie între 5-6 persoane până la un maxim de 10. Au fost zile care au murit. Ca să vă faceți o idee, nu vreau să ducem totul într-o zonă alarmistă, dar în octombrie au decedat 88 de persoane. Într-un aproximativ de 300 de persoane internate. Adică o proporție foarte grea de suportat. Acum, discuțiile despre vaccin, despre orice altceva, sunt discuții fantastic de dezvoltate. Dar vă spun, din analiza pe care le-am făcut-o la acest moment, cazurile grave sunt în rândul persoanelor nevaccinate. Sens în care, dacă cineva consideră că vaccinul poate să le aducă un 5-10% ca șansă să nu ajungă într-o zonă gravă, cred că n-ar mai trebui să se gândească. Cormonoclonal? Avem, ne-am primit de la minister. Suntem întrebați de o grămadă de medicamente. Tocilizumab, acid monoclonal. Nu există medicament miraculos. Fiecare din medicamentele astea apar și el intervine într-un anumit moment al bolii. Nu există. De ce nu a murit? Că nu i-a dat dor. Nu există. Sunt persoane care se administrează tot ce se poate și în final au decedat. Există posibilitatea, dacă nu se poate spitalul de BC, s-a plasat un spital mobil? Noi am gândit puțin anticipat. În spațiul comercial deja am creat o zonă tampon în care am montat 12 paturi. Am anticipat acest lucru și încercăm să mai dezvoltăm niște soluții. Dar trebuie să avem în vedere faptul că resursa umană este aceeași. Putem să construim încă un spital lângă noi. Sunt aceiași medici, respectiv doi pe ATI și linia de gardă. Plus fondurile. Fondurile, am spus, lucrurile sunt foarte frumos văzute de afară, dar în esență toate se fac cu bani. Și bani mulți. Că ne place, la un moment dat au apărut discuții de ce am cumpărat nu știu câte mii de doze de testări PCR. Pentru că le folosim. Avem 150 de prezentări la 8 în fiecare zi. Toți oamenii ăștia care vin, 80% vin cu probleme ca asociate pandemie. Trebuie să-i testăm, să știm exact ce se întâmplă cu ei. Nu mai zicem trimisionale. Lucrurile sunt complicate. Dacă cineva în zona cu care nu am dat seama, cred că ar trebui să le spunem cu toți. În afară de COVID, mai încercați și alte cazuri? Nu am închis nicio secție. Decât am restrâns decât geriatria, pentru că ea oricum era o contraindicată prezența bolnavilor pe această patologie, într-un grad extrem de expunere. Nu am închis. Asta este marele efort al nostru. Că nu vrem să limităm accesul oamenilor cu alte probleme și cu alte urgențe la serviciile de sănătate. Deci spitalul funcționează normal pe toate celelalte secții. În propriu spus normal. Funcționează. Normal în condiții. Încă funcționează. Dar spitalul încă funcționează. Adică se fac operații. Se fac operații pentru persoane non-COVID, asigurăm urgențe, le asigurăm tot. Asta este marea noastră luptă. Ar fi foarte simplu să spunem, închidem X, Y secții. Nu vrem să facem asta. Că celălalt cetățen care au nevoie de serviciu de sănătate, unde îi trimitem? Pentru un infarct s-a sunat o zi întreagă în zona noastră de unde am putea să trimitem, nu a fost primit. Nu există locuri. Nu e un lucru. Asta e realitatea, din păcate.